versetul 21 și 22. Și vom trece cu citirea în capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 13. Luca 3, 21-22 și 4 de la 1 la 13. De aici vom avea un mesaj pentru tineri. Am înțeles că este o seară a tineretului. Să-L binecuvinteze. Dar veți vedea că nu numai pentru tineri. Toți aici suntem tineri de vârstă diferită. Hai să ascultăm cuvântul. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: Tu ești Fiul meu preiubit, în tine îmi găsesc toată plăcerea mea. Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie, unde a fost ispitit de diavolul timp de 40 de zile. N-a mâncat nimic în zilele acelea și, după ce au trecut acele zile, a flămânzit. Diavolul i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pietrei acesteia să se facă pâine. Iisus i-a răspuns: Este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Diavolul a suit pe un munte înalt, i-a arătat într-o clipă toate împărățiile pământului și i-a zis: Ție-ți voi da toată stăpânirea și slava acestor împărății, căci mie mi-este dată și o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Înapoi a mea, Satano, este scris, să te închin Domnului Dumnezeului tău și numai Lui să-i slujești. Diavolul l-a dus apoi în Ierusalim, l-a așezat pe strașina acoperișului templului și i-a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor săi să te păzească și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră. Iisus i-a răspuns, s-a spus, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. După ce l-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la el până la o vreme. Amin. Să ne așezăm. Iubiți tineri, iubiți frați și surori, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră o scurtă predică, timpul ce-l avem la îndemână, dar o predică despre ispitire. Și am să vorbesc despre ispitirea Domnului, așa cum este descrisă în Evanghelia după Luca, dar dumneavoastră să aveți mereu în minte că noi nu ne referim doar la ispitirea lui Iisus, ci și la ispitirea noastră. Pentru că dacă diavolul a venit la Iisus, ispitindu-l, cum va veni la noi? De altfel, atunci când diavolul a venit la Iisus ca să-L ispitească potrivit Evangheliilor, să știți că El a făcut a doua mare încercare de ispitire. Prima dată l-a ispitit pe cel din tâi Adam, cum zice Apostolul Pavel. Citim asta undeva în Geneza, capitolul 3, când diavolul a venit, a ispitit pe protopărinți, pe Adam, pe Eva și i-a ispitit și părinții noștri, protopărinții, au biluit. Mai au o dată, fără nicio speranță. Diavolul i-a ispitit pe părinții noștri, pe Geneza, capitolul 3. Și părinții noștri au căzut de ispit. Un pic pasperi. Are loc în acest lucru. Dacă voi putea termina, dar măcar nu știu. Au căzut în ispit. Mai rămânea o bătălie de dat. Urmând tipologia Apostolului Pavel, dacă primul Adam a fost învins, mai trebuia să fie învins al câtelea Adam? Tot.
Și iată-l pe diavolul stăpân pe situație, pentru că mai învinsese odată și când ai o victorie, deja te ești pe cai mare. Venind ca să-l ispitească pe cel de al doilea Adam, care acest al doilea nu mai era un Adam ca cel din tâi, deși purta trup omenesc, avea nevoie de hrană, de odihnă, de toate ale trupului, dar acest al doilea nu mai era primul, era al doilea, era aici al doilea, nu este al doilea, ci este cel care îl desăvârșește pe primul. Iar al doilea era cu adevărat Fiul lui Dumnezeu. Se apropie de el când era vulnerabil, după 40 de zile de post, așa cum citim, pentru că atunci lovește diavolul în viclenia lui, când ești cel mai vulnerabil, când ești cel mai slab. Iar vârsta tinereții e vârsta cu precădere în care diavolul lovește grozav, în care speculează faptul că tânărul, din cauza vârstei, el de altfel fiind deosebit, dar din cauza lipsei de experiență, de antrenament, din cauza naivității vârstei, din cauza superficialității vârstei, din cauza că tinerilor, în general, le merge prea bine, pentru că noi am crescut să le meargă cum? Bine, noi am crescut părinții. Toate acestea, diavolul le știe, le speculează. Și în această vârstă lovește cumplit, lovește grozav și are succes peste succes. Și ispitește pe tot omul la orice vârstă și pe omul în vârstă îl ispitește. La senectute sunt de acord. Câte vreme omul e viu, suflă, este expus ispitei. Dar tinerețea este cu precădere un timp de luptă spirituală pe care tinerii o conștientizează mai mult sau mai puțin. Dar dacă avem asemenea serințele dedicate tinerilor și noi slujitorii am face bine să mai vorbim despre ispitire, plecând de la cazul lui Iisus și aplicându-l tinerilor și nouă tuturor. Vestea bună știți care este? Că al doilea Adam n-a mai căzut. Și pentru că al doilea Adam a rămas în picioare, biruind ispita, primul Adam a putut fi răscumpărat. Pentru că primul Adam se mântuiește prin al doilea Adam. Pentru că ceea ce a eșuat cândva este răscumpărat de Fiul lui Dumnezeu. Iar la botez, cum citeam în capitolul 3, când s-a botezat Domnul, cerul s-a deschis și spune că de acolo s-a auzit glasul Tatălui spunând: Tu ești Fiul meu preiubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Tu ești Fiul meu. Iar diavolul, prin cele trei ispitiri paradigmatice, când se apropie de Domnul în ordinea descrisă în Luca, diavolul aproape de fiecare dată vine exact cu aceste cuvinte, spunându-i acestui Iisus, spunându-i lui Iisus: dacă ești cine? Fiul lui Dumnezeu, pentru că afirmația tu ești Fiul, a auzit-o cine? Diavolul. Toate cele trei ispitiri ale lui Iisus lovesc în identitatea lui Iisus de Fiul al lui Dumnezeu. Toate ispitirile de care are parte credinciosul, tânăr sau vârstnic, lovesc nu ceva marginal, nu ceva de la amănunte, știți, din margine, de departe. Toate ispitirile, de fiecare dată când diavolul ne ispitește, dragii mei, el de fapt țintește în inima vieții noastre, adică țintește în identitatea noastră în Hristos. Dacă ești cine? Fiul lui Dumnezeu, făcut tare. Atunci când cădem în fața ispitei, este un atentat la identitatea noastră de copii ai lui Dumnezeu. Credem că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Știți ce mai trebuie făcut? Să rămânem copii ai lui Dumnezeu. Învingând ispita. Luăm pe rând cele trei ispitiri, dragii mei, și încercăm să vedem la ce se referă și cum anume ele au legătură cu fiecare dintre noi. Prima ispită, urmăriți împreună cu mine versetul 3, unde spune: dacă ești Fiul lui Dumnezeu, poruncește pâinii acesteia, pietrei acesteia să se facă
pâine. Înțelegem că era în deșert Domnul, în pustie, unde erau multe pietre și la un moment dat piatra din fața lui devine un fel de material didactic și diavolul zice, poruncește acestei pietre să se facă pâine. Și de obicei când ne uităm la această ispitire, ne gândim la aspectul material, adică pâinea înseamnă ceva material, ceva care se duce la gură, ceva care se mănâncă, adică e ceva material, nu e imaterial, nu se atinge cu simțurile, se gustă, se închide. Ne gândim de obicei și am văzut că predicile merg majoritatea în direcția aceasta, a faptului că prima ispitire asta cu pâinile, mai ales că vine după o perioadă îndelungată de post, când omul care mult n-a mâncat, acum are nevoie mult să mănânce, mi se pare că are de-a face cu materialismul, cu tot ce ține de zona asta a posesiunilor. Nu, dragii mei. La felul cum e formulată ispitirea, să știți că centrul de greutate e în altă parte, dacă mi-i îngăduiți să vă arăt. Accentul cade pe verb, nu pe substantiv, în această afirmație. Și, în general, când studiem un text, verbele sunt mai importante decât substantivele, pentru că ele sunt coloana vertebrală a unei propoziții. Uitați ce spune diavolul. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu și acum urmează verbul. Cum era verbul? Poruncește. Adică verbul a porunci. Poruncește. Iar porunca ta înseamnă, de fapt, a face. Fă piatra să fie cum? Pâine. Accentul cade pe a porunci. Citiți, vă rog, în spate. A face din ceva. Oare ce vreau să zic? Din ceva, altceva. Ceea ce ne dezmoți. Începe să-mi placă. Sper să nu-mi placă prea mult, să previn că nu. Acum asta e discutul de-a vostru. Ispita diavolului nu este în sine pâinea. Până la urmă era o pâine dintr-o piatră. Adică nici nu erau cantități mari, să zici ceva material, să iubești pâinile, că n-ai un munte de pâine. Nu poate fi ceva material. Ispita diavolului era puneți în mișcare puterea de fiu al lui. Al lui Dumnezeu. Și transformă lucrurile, fă ceva ce oricine poate să facă, transformă ceva în altceva. Pentru că, într-adevăr, nu este nimic mai miraculos decât o piatră să devină ce? Pâine. Cum miraculos a fost la prima minune din Cana Galilei ca apa să devină trebuie un miracol pentru asta. Apa nu are elementele vinului. Deci trebuie un miracol ca să se transforme una în cealaltă. Ispita pe care o găsim aici cumva, foarte subtilă, cu care diavolul vine, este ceea ce am putea numi într-un singur cuvânt activismul. Fă activitate, poruncește. De aici poruncește este pune în mișcare, da? Activismul, activitatea dusă la extremă, activitatea puternică, evidentă. Activismul, să știți că este o slăbiciune, activitatea este ceva normal. Trebuie să fim harnici și activi. Vă aduc aminte că în Geneza 1 cu 1, așa se deschide Scriptura. La început Dumnezeu, și care e verbul folosit? A făcut, nu a zis, nu a gândit, ci a făcut. Și noi gândim multe, zicem multe, dar facem de obicei puține. Primul verb care se asociază cu Dumnezeu în Scriptură este verbul a face. Se pare că atunci când suntem harnici în toate felurile, și în cele pământești, și în cele duhovnicești, noi semănăm un pic cu cine? Unul mai harnic decât noi, care este? Dumnezeu. Slavă Lui. Asta e una. Știți unde începe scăzământul? Știți când trecem de la anumit prag? Când din activitate corectă și legitimă, necesară, mă înțelegeți? Trecem în, cum am zis cuvântul, activism. Și când activitatea devine un scop în sine. Și când credem că prin activitatea aceea ne mântuim. Fie de citirea Scripturii, cântatura vioară, predicarea, munca, profesia. Mă înțelegeți? Când confundăm activitatea care ar trebui să fie un mijloc, mereu un mijloc, și facem din ea un, cum am spus, un scop în sine. Până și citirea Scripturii ar trebui să fie doar o activitate, doar un mijloc. Scopul nu e să învățăm Scriptura, deși dacă am învățat-o bine am face. O avem tot timpul la purtător. Dar e o chestie funcțională. Scopul nu e să știm versete, că dacă știm un număr de versete, nu știu,
care numără, ne mântuim. Adică nu e magie. Scopul nu e să o învățăm, da? Asta e un mijloc. Scopul e ca citind Scriptura, frecventând-o din nou și din nou, să ajungem la Hristos. Pentru că mântuirea nu este prin cunoaștere în creștinism. Dacă v-a învățat cineva, asta era plin de el. Și de ce știa el? Mai degrabă nu știa. Cunoașterea nu este mântuitoare în creștinism. Nimeni nu se mântuiește prin cunoaștere, pentru că ar fi o gnoză, o altfel de gnoză, o altă cădere, o altă erezie, foarte perfidă, care gâdilă inteligențele cele mari și înalte. Nu e prin cunoaștere. Cunoașterea, bine spune Pavel, cunoașterea încânfă, pe când dragostea ce face? Izidește. Nimic din ceea ce facem, chiar lucrurile cele mai spirituale, nu trebuie să fie scopul în sine, ci trebuie să fie mijloace, ca prin ele, cu ajutorul lor, practicându-le, primenindu-le inima, pregătindu-le mereu, făcând cele cuvenite, să simțim, să trăim prezența lui Dumnezeu în viața noastră. Dragi tineri, perioada aceasta a tinereții e perioada activismului, pentru că aveți multă putere și multe idei. Sunteți la vârsta cea mai vitală, știți ce zic, vitală, din toate punctele de vedere și tendința este să vă risipiți energia, sănătatea în foarte multe activități care multe sau toate pot să fie corecte, morale, nu vorbim de lucruri imorale. Prima ispită așadar cu care diavolul vine la Domnul este fă activitate, adică fă mișcare, adică mișcă lucrurile. Nu mișcă piatra asta de aici, dincolo, aia o putem mișca fără miracol, ci mișcă în esența ei, dintr-o substanță să fie o altă substanță. Vă întreb, dacă Domnul ar fi făcut această, ar fi dat această poruncă, s-ar fi transformat piatra aceea în pâine? Țineți cont, dacă Domnul, nu eu, dacă Domnul s-ar fi transformat? Evident! De ce nu o face Domnul? Măcar că îi stă la îndemână. Noi facem tot ce ne este la îndemână, că atâta minte avem. Atâta minte avem sau nu avem. Noi tot ce putem face. Apoi după aia vedem dacă am făcut bine. De obicei n-am făcut bine. Ba chiar noi suntem atâta de bravi. Cum spuneți voi aici, bravo, brava? Suntem atâta de bravissimi. Era să zic. Încât noi vrem să facem și ce nu putem face. Adică noi urcăm la nivelul înalt. Și ne luăm de lucru că nu putem sfârși și ne băgăm în niște discursuri pe care nu le putem stăpâni, că nici noi nu le înțelegem. Și cădem în ridicol foarte ușor. Cu toate. De obicei ne merităm soarta. Și bine este că mai cădem, că ne mai smerim măcar câte într-o zi. Cam vedem cam care e nivelul. Domnul care toate le poate, nu le face pe toate. Ce diferență între om și Dumnezeu. Activismul stă în spatele cuvintelor sau a expresiei, dacă vreți. Sunt ceea ce fac. Asta e prima ispită. Să crezi că tu ești ceea ce faci. Și că dacă nu faci, dacă nu faci necontenit, dacă nu faci mai mult decât altul, știi cum zic, dacă nu faci, dacă nu înmulțești, dacă nu te miști, dacă nu ești activ, dacă nu ești, cum să mai zic, că înțelegeți ce vreau să spun? Cu orice preț, cu orice preț, indiferent de relații, de dacă poți sau nu, dacă jignești sau nu, dacă cu orice preț, că doar trebuie să faci. Ispita este că tu să faci, să intri pe făgașul acesta, pentru că tu ești exact ceea ce faci. Egal cu ceea ce faci. Asta e ispita. Sunt ceea ce fac. Știu că este o ispită subtilă și nu este imorală. În seara aceasta veți fi un pic dezamăgiți că nu să vorbim de imoralitate. Eu cred că aceste trei ispiti n-au legătură cu zona morală, ci că dacă ajungem să cădem în ele, imoralitatea va veni ca o consecință, ca un efect al acestor căderi. Mă înțelegeți? Imoralitatea vine la pachet cu el. Dar nu este imoral nimic aici. Sunt ceea ce fac. Sunt activitatea pe care o prestez. Sunt nivelul meu profesional. Sunt care toate pot să fie bune și lăudabile. Sunt ceea ce fac. Care e varianta corectă? Varianta eșuată este sunt ceea ce fac. Cred că ne-am convins tot. Care e varianta corectă? Să notăm.
eu sunt mai mult decât ceea ce fac. Niciodată mai cum. Mai puțin. Iată primul principiu. Trei ispitiri vor fi trei principii. Asta e primul. Sunt mai mult decât ceea ce fac. Eu fac tot ce ține de mine. Eu fac tot ce pot. Eu fac cu smerenie și cu inimă curată. Așa să ne ajute Dumnezeu. Dar eu sunt mai mult decât ceea ce fac. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Care e mai mult decât activitatea mea, chiar și aia bisericească. Eu, prin natura slujirii mele, predau cursul. Uneori țin predici, iar de când mă potolesc nici în seara asta. Deci mi-ar fi ajuns. Facem să predici în seara asta. Este o activitate și este foarte publică, în sensul că toți vă uitați la mine și asta nu poate fi simplu. Fiecare mă poate judeca în felul lui. Chiar o faceți. Normal, și eu vă judec. Nu se știe niciodată, totul va rămâne într-o taină foarte protectivă pentru toți. Vreau să zic că mă expun cu această slujire și desfășor o activitate. Sper o activitate utilă, bisericii. Sper că nu vă răbesc la urmă lor. Degeaba. Dar e o activitate. Îmi place să cred în ce mă privește că eu sunt mai mult decât activitatea mea publică. Și aș vrea să fiu nu mai puțin, ci mai mult. Și să existe ceva în lăuntrul sufletului meu. Sper că există. Ceva care nu va fi pus în predică niciodată. Pentru că nu poate fi pus. Ceva care nu va fi subiect de interviu niciodată. Pentru că nu poate fi subiect de interviu. Ceva care nu se va scrie într-o carte niciodată. Ceva care este inexprimabil. Ceva care este inefabil de neatins. Ce se vede este activitatea mea, dar mi-ar vrea să cred că activitatea mea mereu e mai puțin decât ce sunt eu. Eu vreau să fiu mai mult decât ceea ce fac, să nu mă reprezint eu cu ceea ce fac. Înțelegeți? Dacă ești mai mult decât ceea ce faci, dacă identitatea ta în Hristos valorizează în sine mai mult vorba Mântuitorului când veniră ucenicii să-i spună până și dragii ne sunt supuși, adică ceea ce fac. Activismul. Domnul zice, nu vă bucurați că demonii vă sunt supuși, ci vă bucurați voi că numele voastre este scris unde? În ceruri. Dar pentru bucuria aceea trebuie maturitate, trebuie să depășești activismul. Și asta cu predica, cât poate să meargă, la mine mă refer, maxim până la pensie. Și pensia se apropie cu fiecare an, scut apropie de mine mă refer, nu de dumneavoastră, sigur. E vorba de mine. Iar la pensie sper, ajungând cu sănătate, așa mă doresc, ca oricine, mă voi relaxa ani de zile după aceea. Sper, ani mulți și cu sănătate. O să fac multe chestii care îmi plac, care doar îmi plac mie. Și să mă terminăm cu predica. Și vor predica studenții mei. Sper să predice bine, să nu facă ispite când îi învăță. Să pot și eu să mă mântuiesc cu predicele. Sper. Tot ce pot să fac e să sper. Nu să-mi dea fibrilații. Să spun iar o spus o tâmpenie. Dar cu mine s-a încheiat activitatea. Adică... Păi dacă eu sunt doar ceea ce fac, dar eu sunt doar ceea ce înseamnă că eu la pensie voi fi un nefericit pe viață. Pentru că nu mai, spuneți, nu mai fac. Oare așa vreau să mă educ atunci când nu mai fac din vari motive, de vârstă, de boală, de mă înțelegeți câte nu se pot întâmpla. Dacă voi ajunge să nu mai fac ceea ce tot mai fac, eu aș vrea să rămân cu inima bună. Eu vreau, da, nu mai am activitatea, dar eu l-am pe Domnul, Domnul mare pe mine. Înțelegeți, dragi tineri, că așa trebuie să ne rânduim viața, încât noi să știm că cea mai mare realizare este că suntem ai Domnului. Fie că predicăm, fie că nu, Pavel merge mai departe, spune, fie că trăim, fie că murim. Noi suntem ai Domnului. Iată prima ispită. Sunt ceea ce fac. Ba nu, fă multe, dar nu ești ceea ce fac. Mereu să fii mai mult. Mereu să fii mai mult. Atunci nu te vei da mare cu ceea ce faci, că tu știi că ești mult cum mai mult, dar e sub ceea ce ești. A doua ispită, priviți împreună cu mine, vă rog, la versetul 5.
Deavolul suie pe un munte înalt, te arată într-o clipă toate împărățiile pământului, zice, ție îți voi da stăpânirea, slava acestor împărății, căci mie mi-este dat, o dau oricui voiesc. Dacă dar te vei închina înaintea mea, toată va fi a ta. În această a doua ispită, abia aici avem ceea ce riscam să punem în mod greșit la prima. Abia aici avem ceea ce vom numi materialismul. Pentru că diavolul, prezentându-se înaintea Domnului de undeva, de pe un munte înalt, arătându-i toate împărățiile, îi zice, toate aceste împărății, adică posesiuni, nu aici chiar sunt posesiuni, aici nu e o pâine dintr-o piatră, aici înțelegeți nivelul, da? Cantitatea. Toate aceste împărății ți le dau ție dacă tu te închini? Toate sunt ale tale. După cum știți, Domnul Iisus Hristos, ca om mă refer, era foarte sărac. S-a născut într-o familie nevoiașă și foarte obișnuită a unui teslar, a unui tâmplar. Deci el, în sensul uman al cuvântului, nu era, nici măcar nu s-a născut la Ierusalim, s-a născut la Betleem și aproape nici nu știam că există Betleem dacă nu s-a fi născut Iisus acolo. Deci Domnul era, omenește vorbind, din părinți săraci, din familie săracă, era unul dintre cei mulți săraci din epocă. E bine să știți că în antichitate, în lumea greco-romană, în Imperiul Roman, cum și Palestina era parte din, 99% din populație era săracă. Ați auzit bine, 99%. Și bogați câți erau? Câți au mai rămas? 1%. E o disproporție înfiorătoare. Iar cei 99% erau săraci, cum nu ne putem imagina astăzi. Noi ne considerăm săraci dacă nu putem să ne cumpărăm un telefon de ultima generație sau, mă înțelegeți, alte obiecte. Noi considerăm că suntem în nevoiași, în nevoie. Aceia erau săraci, lipiți pământului, cum se spune. Într-o lume săracă, Iisus era sărac. După naștere, după proveniență, după tot. Toate semnalmentele unui om sărac. Natanael întreabă cu mult subînțeles. Oare poate ieși ceva bun de unde? Din Nazaret? Din sărăcia aceea? Din limitarea aceea? Din spațiul acela care n-a dat până acum nimic semnificativ și avea dreptate, poate ieși ceva bun. Dacă până acum n-a ieșit, puțin probabil. Gândirea este absolut logică, într-o logică umană. Nu poate ieși ceva bun. Ei bine, diavolul îi spune, îți voi da ție toate împărățiile, îți voi da totul ceea ce înseamnă materialismul, adică atașamentul față de bunuri, față de posesiuni. Și nu contează cantitatea banilor, cantitatea posesiunilor, a averii, a obiectelor, ci mai degrabă este aici invocat atașamentul. Pentru că nu averea este o problemă. Știți că nicăieri în Scriptură nu se spune că bogăția este o problemă sau averea, ci lăcomia de avere. Ceea ce condamnă Scriptura este, dragi tineri, atitudinea inimii față de, nu lucrul în sine. Nu sunt lucruri în sine păcătoase sau neprihănite. Mă înțelegeți? Lucrurile în sine sunt lucruri. Faptul că sunt mai multe sau mai puține nu modifică, să zic, calitatea lor morală. Ele sunt amorale, nu sunt nici imorale, nu sunt nici morale. Dar prin întrebuințare, prin relația cu ele, ele pot deveni morale sau pot deveni cum? Imorale. Trebuie să înțelegem asta. Păcatele sunt de multe feluri, iar unele dintre ele sunt păcatele prin efect, adică un lucru bun care poate să devină rău, prin exces, printr-o proastă întrebuințare, printr-o atitudine greșită. Dar lucrul în sine este, cum am zis? Bun. Poate trebuie să fim învățați și despre acestea, nu numai despre păcatele, păcate în sine, știți? Lucru bun care poate să devină o cădere. Spre acestea predicăm mai puțin, nu știu de ce. Nu știu, nu vă pot răspunde de ce. Sărim la cele grosolane, poate aia sperie, aia, nu știu ce manipulări mai facem de aici. Dar de obicei căderile creștinilor practicanți ca și noi, care ne ținem departe de păcatele cele scrise în Decalog, sunt aici, pe zona asta. Atașamentul față de avere, față de bunuri, față de posesiuni, față de bani. Ispita pe care o regăsim aici în materialism poate să stea sub afirmația sunt ceea ce ajutați-mă. Acolo a fost sunt ceea ce fac. Aici zicem sunt ceea ce am. Corect. Hai că încet, încet învățăm. Nu e așa de greu. Nu e așa de greu. Sunt ceea ce am.
Ați înțeles cumva, dragi tineri, vouă mă adresez întâi în seara asta, întâi vouă. Ați înțeles cumva că am zis să nu ai? Ați înțeles că am spus asta? Din ce am zis eu? Ați înțeles asta? Am spus să nu ai? Ați înțeles că am spus asta? Poate că am mai mult decât aș vrea eu să știți că am. Pentru că poate e mai bine așa, să nu știți. Să rămână asta din nou, dar ceva mai personal, știi? Fiecare să-și ducă singur poziția. Cum să spun că e o problemă să ai? Câtă vreme omul ca să viețuiască, omul ca să trăiască și să trăiască la nivelul decenței, are nevoie nu de puține, ci are nevoie de ce? De multe. Nu toți știm asta. Adică de ce să fim naivi și habonici? De aceea nu agrez deloc cu colegii mei, de altfel foarte simpatici, mult mai simpatici decât mine. Care se ridică și tună pe la microfoane împotriva mașinilor scumpe, a caselor mari, a conturilor. Vă rog să iertați. Eu îmi cer iertare numele lor. Vă rog să iertați. O duc prea bine, probabil. Sau nu știu ce se întâmplă. Ceva se întâmplă cu ei. Își consumă minutele inutil din predică. Și așa minutele sunt numărate. Ți le și consumă și atunci niște afirmații. Că nu știu cine urcă, nu știu ce mașină de 100 de mii de euro. Foarte bine, să o stăpânească, să fie sănătos. Care-i problema cu mașina aceea? Adică despre asta vorbim? Materialismul e o problemă psihică, mentală, psihologică, nu e o problemă legată de cantitate. Am văzut oameni săraci, mult mai săraci decât oricare de aici. Mult mai săraci. Adică oameni care trăiesc de pe o zi pe alta și care se dau mari comparându-se cu alți săraci, culmea, că există și așa, mai săraci decât ei. Am văzut așa ceva, mulți bine să crezi. Om limitat, în toate felurile limitat, la buzunar, la minte, la tot, limitat. Eu l-am văzut lăudându-se față de vecinul lui. O dată făcea misiune undeva în sudul României. Lăudându-se față de vecinul lui care, ăsta avea o capră, ăsta bogatul ăsta. Avea o capră. Ați auzit din o capră? Bă, o capră totuși nu e o avere, adică, bun, eu prețuiesc fiecare animal de acolo, să prețuim totul, băi, dar... Și vecinul nu avea nicio capră, adică nu avea nimic. Ăsta avea gard, dar nu mă întrebați ce gard, nu mă întrebați. Și celălalt, într-adevăr, nu avea gard. Și pentru că ăsta avea o capră și un gard, subliniez, asta e recuzita. El mi se laudă că-i peste, că-i bogat și se uita la, de sus la cine, credeți? La celălalt. Și viețile ei era unul mai sărat decât altul. Eu am încercat să-i spun că nici dânsul nu-i bogat. M-a contrazis și a zis că nu e adevărat, cum să nu? Zice, uitați-vă, domnul pastor, la ăsta. Acesta, să uita de sus la el. Apoi el n-avea după ce bea apă, nici unul, nici ceva. N-avea după ce bea apă. Să dăm exemple și de la polul opus. Mi-a fost dat să cunosc fie români, fie străini. Oameni foarte bogați. Oameni mai bogați decât Bernisa Firul, oricare de aici, sau poate toți la oră. Oameni cu averi de țări, de PIB-uri naționale. Oameni care conduc societăți de sute de angajați. Și unii dintre ei, țineți-vă bine, trăiesc cu smerenie, cu detașare, cu bun simț. Și mi-au spus unii textual, frate, totul e har, eu sunt administratorul acestei averi. Dar dau socoteală, pe de o parte înaintea lui Dumnezeu, pe de altă parte față de sutele de angajați și familiile lor, care la sfârșitul lui trebuie să ducă ceva, pâine să pună unde. Eu sunt prins între Dumnezeu și angajații mei. Nu e o joară. Dar totul e har. Și trăiesc o detașare pe care ai crede că e imposibil într-o atâta bogăție, într-o atâta avere, ei văd totul detașat, sunt făcători de bine cum numai Dumnezeu știe. Și corect e numai Dumnezeu să știe. Înțelegeți? Ăla care ar avea cu ce, uneori nu se dă, nu se arată, ba din potrivă, rămâne, se trage, se... Da, nu. Ce frumoși sunt oamenii aceștia. Pentru că nu ține de, înțelegeți, de cantitate.
Problema nu este în suma aceea de bani, problema nu este în valoarea mașinii, a casei tale, a business-ului tău, crede-mă, nu acolo e problema. Stai liniștit, nu acolo. Problema este unde? În minte, în suflet. Diavolul când te ispitește cu bunurile și cu alergarea după bunuri pământești, te ispitește nu ca să-ți fure averea, ba din potrivă, încă te ajută să o sporești. Te ispitește ca să-ți fure ce? Sufletul, pacea, identitatea ta în Hristos. Acolo e lupta Lui. Nu râvnește la averea ta. Încă îi place să o ai tot mai mare, tot mai minunată, să fii mai grozav ca ceilalți. Dacă afirmația incorrectă este sugerea ce am, sunt egal cu posesiunile mele. Ce sărac ești dacă ești egal cu posesiunile tale? Dacă afirmația greșită e sunt ceea ce am, oare care este afirmația corectă? Ajutați-mă de rând. Sunt mai mult decât ceea ce am. Presupunem că ai mult și vei avea mai mult. Eu n-am nimic împotrivă cu asta. Chiar mă bucur pentru tine. Sper că și tu te bucuri pentru mine. Sper. Mă aștept să fie reciproc, dacă se poate. Bun, eu mă bucur pentru tine. Cum să nu mă bucur că ai? M-ar întrista să nu ai și ar trebui să te ajut, nu? Cum să nu mă bucur eu că tu stai bine? Deci, atenție, e bine că ai, dar mereu să știi, să-ți pui în minte, să-ți dezvolți asta de la tinerețe. Oricât de mult voi avea vreodată, eu trebuie să fiu numai puțin decât ceea ce am. Nici măcar egal cu mașina mea, egal cu proprietățile mele, egal cu salariul meu la mare, egal. Nu, eu trebuie să fiu cu mai mult decât ceea ce am. Eu sunt copil de Dumnezeu. Și asta este peste ceea ce am, fără să disprețuiesc bunurile, pentru că în spatele lor eu văd zâmbetul lui Dumnezeu. Eu văd în toate cele pământești cum îmi poartă de grijă Dumnezeu, probabil toți vederea asta. Eu cred că nu există nimic material. Până la urmă, eu cred că totul pentru omul duhovnicesc devine duhovnicesc, are o conotație duhovnicească. Totul în viața noastră și cele ale bisericii și din afara bisericii se leagă într-un fel de Dumnezeu și de lumea lui Dumnezeu. A treia ispită și ultima. Ne întoarcem pentru ultima dată la textul biblic. Să o identificăm. Versetul 9. Diavolul îl duce la Ierusalim, îl așează pe strașina templului. Îi zice, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici, căci este scris, El va porunci îngerilor Săi să te păzească. Și ei te vor lua pe mâini, ca nu cumva să-ți lovești piciorul de vreo piatră. Aici vă rog un pic să vă concentrați cu ultimele putere. Ca să identificăm care de fapt este miza acestei ispite. Nu mai poate fi activismul, nici materialismul. Acelea le-am epuizat deja, nu? Acelea au fost învinse deja. Iată a treia ispită care mi se pare mai perfidă. Ca să vă spun sincer, împreună cu o parte din comentatori, eu văd în aceste trei ispitiri un fel de crescendo, unde ispita devine mai rafinată. Mai rafinată. Și diavolul îi zice, aruncă-te de aici, pentru că tu, fiind Fiul lui Dumnezeu, da? Nu vei păți nimic, iar dacă Domnul s-ar fi aruncat fără îndoială, El fiind ceea ce știm noi că era, nu ar fi pățit nimic. Adică chiar așa era. Pe streașina templului, vă puteți imagina templul. Templul era, pe vremea aceea, era un monument, putem zice, arhitectural. Fusese făcut de Irod cel Mare în aproximativ 20 de ani și era, din punct de vedere al grandorii, de două ori mai mare decât templul lui Solomon. De două ori mai mare. Era splendid, în sensul adevărat al cuvântului. Era ceva impunător, era ceva care îți lua ochii. Gândiți-vă că ucenicii au fost extaziați odată, potrivit Evangheliilor, când au zis Mântuitorului, privește, învățătorule, ce ziduri, ce clădiri, ce pietre, nu? Și Domnul a zis, adevărat vă spun, că nu va rămâne aici. Piatră pe piatră, era de necrezut că un asemenea edificiu va putea să fie dărâmat. Era analog cu Titanicul, despre care s-a spus că nu poate fi scufundat. Așa era și acolo. În jurul templului roiau oameni de toate categoriile. Era o mulțime de oameni și în fața unei asemenea mulțimi, Iisus este invitat, de fapt ispitit, să cedeze, spunându-i se, aruncă-te de aici, da? Pentru ca toți aceștia să vadă cum tu cazi și învingi legea gravitației și vei ajunge pe pământ fără să pățești nimic. Oare la ce este invitat Iisus aici? Ce
ce cere diavolul să facă? A ținut mintea, strașina templului, templu, mulțime. Luați în calcul fiecare element. Nu vi l-am spus degeaba. Dacă nu l-aveți, nu putem rezolva ecuația. Clădirea, înălțimea, mulțimea. Totul la vedere. Când îi zice aruncă-te și vezi cum... Vei vedea cum legea gravitației se va invalida pentru tine. De fapt, la ce limită diavolul pe Domnul? La ce ademenești? Să facă ceva ce ne place tuturor. Să facă puțin, ce? Sau mai mult. Exact. Puțin spectacol. Cine nu vrea să facă puțin spectacol? Copiii fac de când se nasc. Și ei se dau un spectacol, mai ales când avem musafiri. Mă refer acasă, nu la biserică. Atunci, parcă nu mai spun ce nu a fost. Dar nu-i problemă că pleacă musafiri și... Înțelegeți. Redresăm noi lumea. Dar atunci ei prind putere și ne arată ceva ce nici noi părinții nu știm. Ei se dau un spectacol. Măi, pe copii înțelegem și nu ne supărăm pe inima numai pe jumătate. Mai problema este că omul se face mare și devine adult și ce face el când e adult? Se dă în spectacol. Și unul pe la biserică și cu anumite talente, vocații pe care nu le contestăm. Adică nu le contestăm, dar... Cum am zice românul, ispita asta a treia cu care diavolul vine la Mântuitorul este, auzi, dacă ești Fiul lui Dumnezeu, deci ești mare, ești unic, atunci dă-te un pic, cum? Cum zice Domnul? Dă-te mare, adică dacă ești. Vedeți aici este subtilitatea, vreau să o prindeți. Subtilitatea este că nu e nimeni mai mare ca Hristos. Și cine e mare, nu mai trebuie să dea mare, pentru că El deja este mare. Uitați-vă la oamenii mari. Mari în toate felurile pe care îi cunoașteți, la care aveți acces. Și veți vedea că sunt foarte modești. Ei nu se dau mari, dar de ce nu se dau mari? E simplu. Vă rog să percepeți logica din spate. Un om cu adevărat mare, stăpân pe profesia lui, stăpân pe cine este el, pe ce are el, un om mare, nu se dă mare de obicei, pentru că el, ziceți, este mare. Deci ce o stare să te complici dacă tu ești mare? Să știți că un om mare... suportă să fie bătaie de joc a cuiva, suportă ca cineva să dea peste picior, zâmbește. Eu am văzut așa ceva, dar el e mult peste nivelul ăsta și tot neamul ăsta, mă înțelegeți? Și nu zice nimic. N-are nevoie să zică, nu se apără în fața nimănui, pentru că el este cum? Mare. Din punct de vedere cultural, din punctul de vedere al erudiției, mi-a fost dat să cunosc oameni de o erudiție superioară, aproape angelică, aproape de un nivel ireal. Uman vorbim. Pentru mine, oamenii aceia sunt niște repere în viață. Poate am să mai cunosc, dar și dacă n-aș mai cunoaște pe mine, am cunoscut câteva inteligențe și erudiții care frizează cu irealul. Știu prea mult pentru o minte de om. Pot prea mult. Și în câteva situații am văzut cum oameni mărunți, cum să-i numesc, că nu vreau să vorbesc cu lumea. Oameni mărunți, care au prins și ei idee de pe internet, de pe internet. Trebuie să-ți fie și rușine să spui de pe internet, știi? Trebuie să nu ne mai spui, că mai tare de disprețuit. Dar bine spune că dintr-o carte, pare mai... Poate stăm de vorbă atunci, poate. Să vedem din ce carte. De internet, adică unde toți avem acces. Adică ce poate fi acolo unde toți scriu? Ce spațiu al ratării poate fi azi? Câtă eroare poate fi acolo, în zonă, de toți știu. Asta trebuie să te înspăimânte. Cum să-ți iei informații de unde toți știu? Dar nu poate fi real că toți știu. Și am văzut confruntări. De fapt, nici nu au fost, mi-ar fi plăcut să fie, dar nu mi s-a dat plăcerea. În care câte unul mărunt îi explică la ăsta ceva, la acesta, mai este pe zona asta, că toți știm teologiile, toți așa. Și ăsta specialist, la nivel mare, adică și ăsta zâmbește, și îl lasă, și ăsta îl învață. Eu nu știu cum să-l opresc pe tântălău ăsta, să-i spun, bă, oprește-te. Nu mai poți opri, că la mărunt nu poți opri. La urmă, de obicei, îl caut pe tântălău și îi spun, păi, tu știi pe cine ai învățat? Doamne, îți spune, frate, ce am făcut? Băi, nu mai poți fi iertat, nici în viacul ăsta, nici în viacul.
Ăsta nu se iartă, nu. Pentru că omul ăsta tu nu ai acces la el, nici măcar eu nu mai am. El va pleca cu o impresie pe care nu mai pot schimba, forever, pentru totdeauna. Fii atent măcar pe viitor. Înțeleg că de unul poate fi mai inteligent decât tine, dacă poți să crezi treaba asta. Dar chiar așa. Câte unul vezi că au citit mai mult pe internet decât tine. Și culmea, au citit și altceva, pe lângă internet. Dar rotund aici, bă, în fața noastră, tu îi explici chestii, lui explici chestii. Asta e prea mare ca să se mai dea cum. Să ți-a făcut plăcerea. Îmi pleci acasă fericit, dar nu pleci fericit, că ți-am stat eu împotrivă. Și ți-am spus să te ascunzi între perne, acum acasă, să nu te vadă nimeni. Nimeni să nu mai știu. Care este ispita care se ascunde aici? Ispita de aici, din spate, este ceea ce putem să numim mândria, aroganța, spectacolul care duce spre mândrie, să te dai mare. Și de obicei, cel care se dă mare, de fapt, spuneți, vă rog, spuneți, fără frică. Cu cât cineva se dă mai mare, cu atâta el e mai mult, mai mic, pentru că el, de fapt, vrea să arate ceea ce nu știe, ceea ce nu are, ceea ce nu, mă înțelegeți, pe toate zonele, nu contează numai spiritual sau material. El, de fapt, are o problemă cu sine, el are o frustrare, de el ar trebui să-ți fie milă și ciudă în același timp, că nu știu ce să-ți fie mai mult. Sentimente amestecate. A treia ispită sună așa. Sunt ceea ce par. Par. Aparență. Toți avem relații într-un joc de aparență. Nu ne cunoaștem pe de-a întregul unul pe altul niciodată în viață, nici măcar soțul pe soție, ca să ne înțelegem, care este forma cea mai apropiată de relație între doi oameni de sex opus, cred. Cea mai apropiată, pentru că e și fizică și... Până acolo putem să mergem încât să afirmăm că nu ne cunoaștem pe noi înșine, până la sfârșitul vieții, în mod total. Dar să-L cunoaștem pe semnul nostru. Tot ceea ce putem cunoaște despre ceilalți este sub semnul aparențelor, adică aparențele mediază cunoașterea. Știu că nu-i prea convenabil, dar asta e tot. Prin urmare, atâta va ști cineva despre mine, cât eu îi dau voie să știe. Și invers. Să nu mi se pară prea puține tot ce avem. De aceea, relațiile de prietenie sunt relațiile cele mai deschise, unde deschidem larg porțile spre celălalt. Și totuși nu ne cunoaște pe de-ntregul. Singurul care cunoaște omul fără să opereze cu aparențe, pentru că nu se uită la fața omului, nu are nevoie să-i facă cineva mărturisire despre un om, cum citim în Ioan, este cine? Este Dumnezeu. Slavă Lui. De aceea, dragii mei, pentru că noi suntem în relații din acestea pe orizontală, marcate de aparență, vrem întotdeauna, fără să ne dăm seama, să părem, să apărem mai mult decât, ziceți, suntem, din punct de vedere fizic, intelectual, material, mă înțelegeți? Așa să punem hainele pe noi, așa să urcăm în mașina aceea, așa să, mă înțelegeți, așa să predicăm, așa să vorbim, așa să ne dăm rotunzi. Da? Cât de mărunți suntem, ca să, că noi știm că nu suntem, dar măcar, dacă nu suntem, măcar ce? Măcar să arătăm, măcar să părem. Care e varianta corectă? Varianta corectă ca să vingi ispita este sunt mai mult decât ceea ce par. Da, am grijă de prestanța mea. Nu mi-e tot una cum apar în public, evident, nici dumneavoastră nu vă e tot una. Nu mi-e tot una ce spun oamenii din jurul meu despre mine. Ai nu înseamnă că mă gândesc zi și noapte la ce spun ei, dar nu sunt un autist, nu sunt un om care mi-a pierdut mințile. Am cumva nevoie de feedback-ul celorlalți, adică încerc să fiu un om normal, între oameni. Dar nu sunt preocupat atât de mult de ceea ce par, de felul cum par, pentru că mereu mă străduiesc nu atât de mult să par, cât mai degrabă ce? Să fiu peste ceea ce par. Să nu fiu egal cu aparență, ci să fiu peste aparență. Dragi tineri, să vă ajute Dumnezeu așa să aveți, să ne ajute pe toți. Să știți că va fi o zi a judecății de apoi, când ceea ce fac, ceea ce am și ceea ce par, va fi supus unei judecăți exigente și vom trece de acea judecată cu brio, dacă suntem. Dacă suntem ceea ce spunem că suntem, copii ai lui Dumnezeu. Pentru că toți vom trece din lumea aceasta, nu cu ceea ce facem, avem sau părem, ci vom trece cu ceea ce suntem, cu identitatea noastră în Hristos. Amen.
fie ca să învingem aceste ispite, care nu sunt în sine morale, dar care dacă vom cădea la ele, imoralitatea vine ca un efect. Să țineți minte asta. Imoralitatea este un efect al acestor căderi. Pentru că omul activist va fi în stare să facă lucruri morale în timp, pentru că e prea comun. Activist. Omul materialist, în timp, va face multe compromisuri, adică lucruri imorale, pentru că e materialist. Ați înțeles situația? Iar omul mândru, arogant, care e foarte preocupat de cum pare el, de cum pozează, de cum așa, mândria îl va conduce în multe căderi imorale, pentru că e mândru. Ispitele, așadar, cele trei, nu au legătură directă cu moralitatea, ci cu identitatea, cu ceea ce suntem noi în Hristos. Să fim și să rămânem copiii lui Dumnezeu. Amin.